Emisiune sponsorizată de Guardoan. Etajul 10, bun. Cum urcăm? Avem lift, scări. Cu liftul. Ok. Urmează la Trădați, în dragoste. Ne-am luat. Bună seara, atât fidelilor, cât și infidelilor. Și mii de mulțumiri celor care ne-au urmărit în fiecare săptămână timp de 8 sezoane. Acum este momentul să începem o nouă serie Trădați în dragoste. Așa că atenție celor pasibili să devină vedete peste noapte. Noi suntem cu ochii pe voi și nici nu bănuiți când vă vom da în vileag. Însă, până îți va veni rândul și ție. Da, da, ție, infidelule. Haideți să facem cunoștință cu prima noastră invitată din acest sezon, Mădălina. Sunt cu prietenul meu de 4 ani, ne-am cunoscut într-un club. La început totul a fost superficial, m-a luat nimic în serios. Însă, întâlnindu-ne de mai multe ori, ne-am îndrăgostit unul de celălalt și am decis să avem o relație. Cu timpul, Mădălina a învățat să treacă peste defectele iubitului ei și chiar s-a împăcat cu ideea că firea lui dificilă este ceva ce nu poate fi schimbat. Așa că s-a înarmat cu multă răbdare și a lăsat relația să-și urmeze cursul ei firesc. Este o persoană diferită de mine în sensul că el nu mă pune niciodată pe primul plan pe mine. El pune întotdeauna distracțiile și prietenii pe primul plan. Am avut deseori discuții pe tema aceasta. De multe ori chiar pot să spun că ne-am separat și am spus să se schimbe, să-mi dea mai multă atenție. Am crezut, tot timpul am crezut că din dragoste pentru mine o să se schimbe, însă... Mădălina a iertat, însă, în adâncul sufletului, spune că nu a uitat. De dragul bărbatului iubit, de-a lungul relației, tânăra povestește că a făcut sacrificii pe care altă femeie nu le-ar fi acceptat nici în ruptul capului. La începutul relației pot să spun că am avut o problemă. M-a înșelat cu o prietenă. Asta m-a durut cel mai tare, că a fost și cu o prietenă de-a mea. Însă l-am iubit și îl iubesc și l-am iertat. Există o vorbă care spune că lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Dacă bănuirile Mădălinei vor fi confirmate de către echipa emisiunii Trădați în dragoste, ea jură că va pune punct aceste relații, de pe urma căreia a avut numai de suferit. La început l-am crezut când mi-a spus că nu o să mă mai înșele, am crezut în el, însă în ultima vreme am multe dubii în această privință. Și anume, am găsit la el în mașină o mănușă de piele, de damă. L-am întrebat ce este cu mănușa și mi-a zis că crede că e a unei colege, luat-o de la serviciu și a zis-o acasă și a uitat mănușa. Nu am crezut prea mult din ceea ce îmi spunea. Dacă treaba cu mănușa, pot să spun că am crezut-o pentru că avea oarecum justificare. S-a mai întâmplat un lucru care nu are niciun fel de justificare din punctul meu de vedere și anume că într-o zi am fost la cumpărături și când am pus plasa în portbagaj am observat acolo un set cu gel, prezervative și lubrifiant erotic. L-am întrebat despre acest set și mi-a spus că este un cadou pentru un prieten de-a lui. Am discutat ce am discutat pe tema aceasta, însă n-am ajuns la niciun numitor comun. De aceea am apelat la emisiunea Trădați în dragoste să-mi elătur orice dubiu, să știu dacă iubitul meu mă înșeală sau nu, să știu dacă continuăm această relație și să știu ce pot face pe viitor. E
Imaginile surprinse în timpul supravegherii sunt cele care îl acuză sau îl disculpă pe cel bănuit de trădare. Așa că vom acorda o atenție sporită investigațiilor și chiar îi vom aduce în fața dumneavoastră pe unii dintre colegii mei, detectivi, care au participat efectiv la urmărirea suspectului. În seara aceasta, Matei este cel care ne va arăta ce a făcut iubitul Mădălinei în timpul zilelor de supraveghere. Așadar, să vedem ce probe a strâns. Salut, Matei! Salut! Ați găsit acum emunușa aia? Cam complicat. E complicată treaba? E complicată treaba. Hai să vedem pe imagini. El e băiatul, nu? Da, el este băiatul. Locuiește undeva în zona Baba Novac. Suntem în zona Diham. Undeva a venit singur aici, în jurul prânzului. Da, a venit în jurul prânzului singur. Ia, uite-te. A mers la o adresă, mergea foarte sigur, știa adresa, știa interfon. Servit pe tavă. Cine e domnișoara? E persoana care și-a pierdut mânușa? Ai în mașină? Există această posibilitate, dar nu e neapărat persoana care a pierdut mânușa. În câte vedeți, destul de apropiați, nu? Da, sunt foarte apropiați, se vede că se cunosc, se vede că există o relație strânsă între ei. Unde au ajuns? Au ajuns la o adresă necunoscută în zona Dristor, unde au urcat și, mă rog, au stat cam o oră și jumătate, două ore. Ok. Ce avem în continuare? Avem ziua 5 de filaj. Peste zi a avut un program normal, a mers la magazinul lui. Seara, suspectul s-a îndreptat spre un restaurant. Unde? Undeva în zona Diham. Am aflat că la acel restaurant lucrează domnișoara prezentată înainte. Uh-huh. După câteva minute de așteptare în mașină, a apărut și ea. S-a îndreptat spre un mall. Da, uite, e frumos, de braț. Da, la fel de apropiați, îndrăgostiți, nimeni nu are nimic de ascuns. Acolo am mers la un film, Războiul Mireselor, o comedie romantică. Mă, lași, Războiul Mireselor. Da. După film, i s-a oprit undeva la etajul mall-ului, a mai mâncat ceva, pe care bărbatul a condus-o pe femeia acasă. Ok. Ce avem aici? Subiectul nostru a plecat de la muncă. Da. La un moment dat a ajuns în cartierul Sălăjan. Asta, practic, câtă zi este? Este ziua 7 de filaj. Încotro merge el? Mergea spre Sălăjan. Stai puțin, eu din câte am înțeles, fata aia locuiește în zona Diham. Da, în seara asta și-a schimbat puțin traseul. Și-a parcat mașina și-a rămas în mașină așteptând. Uh-huh. După aproximativ 15 minute a apărut o domnișoară. O altă domnișoară de această dată. Alta? Altă, da. Matei, avem de-a face cu un Don Juan de București. Da, dar în mașină au avut loc scene de tandrețe. Au avut contact. Da, cu siguranță au avut contact în mașină. Da. Ia uite. El se vede cu două tipe? Da, tocmai de cred că e destul de greu să aflăm acu' e mânușa. S-au îndreptat spre un restaurant din zonă. Ceea ce am văzut noi aici sunt doar imaginile care ne interesează pe noi strict legate de acest caz. El are o viață socială foarte intensă, se vede cu prieteni, iese în oraș, la bere, la film. Da, pentru că din câte am discutat cu Mădălina, astea sunt mereu scuzele lui, că este în oraș cu prieteni, merge să se întâlnească cu prieteni și ea n-are ce căuta acolo. Deci există și acești prieteni, există, nu este totul o minciună. Există și acești prieteni, doar că am considerat că aceste imagini... Doar că printre acești doi prieteni mai sunt și două prietene. Foarte interesant. Una dintre ele o avem în două zile de filaj, iar cealaltă știm prea puține lucruri despre ea. Da. Ok, m-a descurcat destul de bine. Bun, va trebui să iau legătura cu Mădălina și să vedem cum putem să organizăm un flagrant pentru băiatul nostru iubăreț. Mulțumesc frumos! Plăcere! Din câte am înțeles, povestea ta e în felul următor. Ești împreună de 4 ani cu persoana aceasta. Ați trăit separați, adică fiecare a trăit în apartamentul lui. Da, și acum ne-am mutat împreună, da. Acum trăiți împreună, dar totuși mai aveți acel apartament. Este al meu. E vorba de apartamentul din Dristor. Uh-huh. Pentru că spre Dristor ne îndreptăm noi acum. Da. El este acolo în momentul de față. În urmă cu 20 de minute, dacă jumătate de oră cel mult a ajuns și el acolo. Imaginele pe care le-am surprins nu sunt spectaculoase, dar pe baza lor poți să tragi o concluzie. De mașina noastră.
Da, chiar în această zi a investigației am avut ca punct de plecare zona unde voi locuiți, la Baba Novac. Am mers undeva în zona Diham. Câteva minute mai târziu iese împreună cu o persoană. Cine e asta? Feminin. Cine e asta? Asta aș putea să te întreb și eu. O cunoști? Nu cumva, pe o cunosc. Persoană? Nu, n-am văzut-o niciodată. În cazul acesta faceți cunoștință. Ea este amanta iubitului tău. Nu vine să cred. Cei doi au ajuns la adresa din Bristol? La mine acasă, cum să fac? Îi vezi, sunt destul de apropiați. Nu exagerează în gesturi, dar în același timp nu se comportă ca și doi amici. Ia uite zdreanța, cu toate zdrențele umblă. Într-o altă zi a investigației, ajunge la un restaurant în zona Diham, nu departe de unde locuiește acea bravo, femeie. Bravo. Practic noi așa am aflat că ea locuiește, că ea lucrează, pardon, la acel restaurant. Cei doi au ajuns la molul Invitan. Bravo, la mol. Cei doi au servit masa. Clar, nu? Eu sunt pentru el proastă. Apartamentul acela, garsoniera aceea, de fapt, pe care o ai tu, ce scop are ea? E cuibușorul lui de nebunii, practic? O țin sau? Să o închiriez. Pentru asta o țin. Și are și el. Chiria și în el? Încă nu. Câteva zile mai târziu... S-a dus iară la topa aia, nu? Nu. De această dată ajunge undeva în cartierul Sălăjan. La un moment dat sosește o tânără. Și asta cine naiba mai... Nu-mi dau seama exact ce se întâmplă, însă clar cei doi s-au sărutat. Acum nu pot să știu dacă a fost un adică asta e alta? Braz sau dacă a fost, este o altă persoană decât cea. Oi, frate, e sub orice critică băiatul ăsta. Cei doi au fost împreună la un restaurant. A, și pe asta o duce la restaurant? Hai de capul meu, mi-e rău. Cealaltă femeie, femeia cu care l-ai văzut în primele două așa? Zile de investigație, este în acest moment cu el la apartamentul tău din Dristor. E cu ea acolo? Da. Acesta este momentul dușului cu apă rece. Trezește-te. Știu. Okay? Trebuia să mă trezesc de mult. Trebuie să ajung până aici. Spune la ce etaj la unde etajul este. Etajul 10. Etajul 10, bun. Cum urcăm? Avem cu lift, scări. Cu liftul, cu liftul. Ok. Relaxează-te. E la etajul 10. Stai, stai. Nenorocit! Ce faci, Fali? Ce poate, ce faci, mă? Ce faci, mă? Eu sunt cu pasta să fac! Ce faci, mă, nenorocit? Ce mă prins să o fac, curva, drept? Cum ne-ai iubit, mă? Bă, nenorocită, drept! Ce vrei, mă, să faci? Vrei să te îmbraci? Te îmbraci? Cine e? Bă, cine e? Bă, cine ești tu? Bă, cine ești tu? Bă, cine ești tu? Bă, nenorocitule? Cine ești tu, fă? Eu sunt urita lui de pat! Persoana cu care trăiește de 4 ani. Tu singur te-ai băgat în problema asta. Bă, ce-i asta, bă? Încearcă să te liniștești dacă... Nu te pot râde eu frumos. Bă, chinați-vă, mă, cu dar. Hei, încearcă să te liniștești. Dacă vrei să afli niște răspunsuri... Bă, ce-i asta, mă, asta, mă, civilizat. Bă, discutăm. Du-te, mă, mâncați-i, și... Liniștește-te puțin. Bă, bă, Nenorocitule, ți-am spus o mâncare. Ești cu băieții? Bă, ești cu băieții? Bă, ești cu băieții? Vreau și o explicație. Ce explicație? Vreau și o explicație, ce cauți cu asta aici? Bă, ce fac cu camerele astea? Bă, ce cauți aici? Vrei și o explicație? De câtă vreme te știi tu cu băiatul ăsta? De 7 luni sunt prietena lui. 7 luni ești prietena lui. Tu nu știi de existența tipei astea? Nu știu de existența tipei astea. Îi sunt împreună de 4 ani. Sunt împreună de 4 ani de zile. Garsoniera asta este garsoniera ei. Nu știam nimic, eu știam că e garsoniera lui, sunt de 7 luni. Ok, sunt foarte multe lucruri pe care tu nu le știi despre tipul ăsta. Cine-i zdreanța? Să ia mâna după mine! Bă, dar trebuia să vii cu ăștia! Da! Că mă minți tot timpul! Și că trebuia să vii cu ăștia? Da, pentru că nu dai niciun fel de atenție! Unde mă, la băie? Unde vrei? Aici! Bă, vă știți chiar... Pleci, vreau explicații acum! Ce explicații? Vreau să-mi explici! Nu de ce îți bagi joc de mine? De ce îți bagi joc de mine? Du-te, mă, și lua! De ce îți bagi joc de mine, mă? Bă, vreau explicație! Ce caută dreanța asta și nu umbli doar cu una, umbli cu două chiar! O duci pe aia la restaurant,
Poate o de la muncă. Nu mergem nicăieri. Hai, mă, să decide asta e casa mea. Să decide când vreau eu să plec. Nu mai mă împinge. În afară de tine și în afară de Mădălina există și o a treia persoană. Într-una dintre zile el a fost undeva în Stălăjan. Este vorba despre o altă persoană cu care își ocupă timpul probabil atunci când tu nu ești liberă. De ce în momentul ăsta mi-a hainele și plec? Haide mă, termină cu asta! Niciodată! Nu vreau să termin! Tu unde vrei tu să pleci? Unde vrei să te și îmbraci? Ai tu pe el! Hai tu pe mea, nu vreau să te îmbraci! Și dracu se mă aștept, vreau eu! Hai, fii atent! Dacă vrei, putem să-mi știi tot doar civilizat. Dacă nu, eu întorc spatele și-am plecat. Nu ne știu de mine! Nu ne cunoaște, nu vii tu să o faci pe mine, nu mai știu eu ce, ok? Hai, să mergem, hai să plecăm. Nu pleca, tu nu pleci când vreau eu, nu când vrei tu! Cine este a treia persoană cu care te... Da, vreau să știu și eu! A treia, că am văzut că te mai întâlnești cu tu! Fata care locuiește în Sălăjan. Eu, vorba asta care a plecat și încă una, vrei să te arăt imaginile? Fata care locuiește în Sălăjan. Vrei să arăt imaginile? Care fată? Cu care fată, mă, e cu care fată? Ai un tupeu, mă, frate, fantastic! Hai mă, te minte cu de-astea, să te minte! Nu mă termin deloc! Nu vreau să știu de ce-ți bagi joc de mine! E o colegă, mă! Ce colegă? Ia explică și mie cu mănușa aia, care-i treaba? Până la urmă, mănușa aia din mașină! Nu știu, care mi-a zis că era unei colege? Cum adică nu știi? Nu știu, mă, ce mă, ce mă, ce are din portbagaj? Nu știu, mă, hai să merge! Merge, mă, că mor de nervi! Băi, termină-te să mor! Nu vreau să-mi explici! Termină-te! Vreau să-mi explici, mă, nu mai mă împinge după mine! Băi, termină-te! Nu mai ia mâna după mine! Hai, mă, hai, ce lasă! Nici nu hai, mă, haide! Suntem de patru ani împreună! De ce faci treaba asta? Da, de ce-ți bagi joc de mine, dacă nu mă vrei? Nu-ți era mult mai simplu decât să vină nebunii, decât să vină... Cum ai zis tu pe aici, nu ți-era mult mai simplu? Hei, vorbești cu tine! Pleci când vreau eu! Nu ți-era mai simplu să pui punct povestea astea cu fata asta? De ce nu mi-ai zis, bă, fata, nu te mai vreau și gata! Hai, trebuie eu cu fata! Nu-i ce te rog frumos, vreau să-mi explici! Te explic acasă! Nu mi-i explic nimic acasă! Te mai agita așa! Care casă? Stai liniștită! Care casă? Hai, tranquila! Care casă? Nici o tranquila, mă, mă, pe mine, mă, jegosule! Și hai, fata, ia lui mama, care-i problema ta? Mamă, termină-te cu de-asta! Nu vreau să mă termin, vreau să-mi explici! Știi că vrei să ne căsătorim? Ne căsătorim? Tu în căsătorim! Să aventuri, ce? Ce aventuri, mă, aventuri, m-a săturat de aventuri! M-a săturat de aventurile tale! Hai, mă, hai să mergem! La început mi-ai zis că nu mai faci! Și-a mai făcut ceva? Da, cu Ana ai făcut! Băi, dar ai tupeu, îți se pare! Urma să faci! Nu te nenorocesc, bă, ce e vreo, nu te nenorocesc! Hai, te imit, hai să mergem acasă! Nu vreau să merg nicio casă, vreau să-mi explici acum de față cu toată lumea! Hai, mă, că te vede, hai, că te vede toată lumea! Să te vadă pe tine, că zi-e zegos ești, mă! Hai, mă, te imit, după mine, nu, ce vrea să dai și mine, te pune! Nu vreau să dau tine, hai, mă! Dar unde vrei să pleci, nu pleci nicăieri! Stai aici, că vreau eu, nu! Vreau să-mi explici! De ce tu atitudinea asta? Eu, colegă, ea a zis că vrea să fac apartament, să lăchiriezi! Mamă, și ce faci, colegele mai nou? Asta-i, nu m-a... Dacă arăta mama bine de cu ea, nu-i așa? Poftim? Niciun poftim! Hai, mă, hai, mă, lasă! Hai, vreau să-mi explici! Hai, vreau să pleci! Nu vreau să pleci, eu nu vreau să pleci! Hai, trebuie frumos, lasă! Nici un teren frumos, mă, nu mai mă împinge! Băi, ce trebuie, mă, ești nesimțit, ai venit cu astea pe aici, mă? Ce mă, băie, eu l-am chemat! Ei, încearcă să te liniștești un pic. Băi, hai, mă, băi, hai, trebuie să mă vorbim acasă! Nici o să te rog, nu vorbi nimic acasă! Stai puțin, tu vrei! Hai, lasă-mă, că n-am chef de preludare. Ei, n-ai chef, dar în același timp... Mă iubești, mă, nenorocit! În același timp, de ce am chef de preludare? Nu te încalzi deloc, pleci când vreau eu! Bă, dar mă lași cu dată! Niciun, vreau să-mi explici tot, de la bun început. De ce ai stat cu mine atâta timp? 4 ani de zile, frate! Ce asta înseamnă iubire, mă, să umpli cu alții? Te iubesc, n-auzi, lasă! Tu te poți numi bărbat? Hai, te rog eu frumos, te poți numi bărbat, Bogdan? Vorbim acasă, dacă... Ce să vorbim acasă? Vreau să te vadă toată România! Cât de nenorocit ești tu! Să vadă toată România! Mădălina, mă super, te rog eu frumos! Nu mai îmi zice tu mie că te supăr! Tu m-ai supărat de atâtea ori! Ți-am zis tot timpul să-mi dai și mie atenție! Să te gândești la sufletul meu și nu te interesa niciodată nimic! Cu ce te supăr, nu pleci nicăieri, am zis! Păi, nu mai provoci! Încearcă să nu mai provoci! Nu vorbim acasă nimic! Hai să terminăm! Nu, lasă-l în pace, că-l înțeleg. Hai să terminăm povestea asta, că nu vreau să-l vrei în elumorii. Bă, terminați-mă cu cameră, dă-vă poștii, bă! Mamă, ce tupeu ai, mă, fratele meu, ai un tupeu! Încearcă să nu te atingi de camere sau de operator, pentru că atunci o să discutăm. A, vezi că dărâm treaba ușor, nu mai cum plăda! Nu mai cum plăda! Atunci o discutăm, mă, jegoste! Să dă-te, mă, ai și mine, mă, dar ai tupeu, nu glumă! Ai tupeu niciun! Lasă-mă frumos. Nu mai da mine, vorbim că n-ai niciodată... Ce să vorbim acasă? Îmi trebuie doar în cod de povestea asta. Deci ție nu-ți pasă de nimic, bă, mă? Eu, între patru ochi, vorbesc că iau rezum acasă, nu în public. Hai, ce patru frumos. Ochi, mă? Ce patru ochi? Hai, mă, să trăiască ție, mă. Vreau să-mi zici și mie, de ce mă înșeli? De ce mă înșeli? De ce mă înșeli? De ce te înșeli? Nu sunt bună pentru tine, ai nevoie de astea? Da, mâncați ești,
Dar băi, de ce ai tu, de ce are nevoie de aventură? De ce? Dar de ce puteți să ai aventura cu mine? De ce ai tu atitudinea asta? De ce încerci să demonstrezi că, nu știu, ești o persoană super șmecheră și mă știu eu ce? Că tu nu erai așa. E o situație cât se poate de tragică pentru fata asta, să știi. Meri și eu explicații, eu calc, fac mâncare. Dar eu vreau să-mi dădeți teva de toată România. Dacă vrei, noi putem să plecăm de aici. Nu este treaba mea. Important ar fi să puteți să puneți deci eu plec și situația asta. Nu, nu mai vorbim acasă. Care casă? Vorbim acasă. Care casă? Hai, vorbim acasă. Care casă? Hai, mă, gata, hai. Care casă? Deci eu nu pleci nicăieri. Care sunt demonstrațiile tale de iubire? Nu vreau să mi explici ceva de toată România! Nu, zici tu mie, nu mă ajut după mine! De ce mă ajut? Dar de ce mă ajut? De ce mă ajut? Nu vorbim nimic acasă! Nu vorbim acasă, vreau să mi explici acum! Dă-mi și mie explicații! Hai mă, uite cheile, că ești gasul ne-alumbă, da? Tu nu vorbi mă așa de mama! Că mama ți-a dat să mănânci, gosule! Bă, dar să mai vorbești urât, dă-te-i dar e mine, mă, nenorocitule, dar e mine, totul dar e mine, mă, frate, dar ai tu pe eu. Că vorbim acasă, ce să vorbim la ce panorame, ce vrei să zic, care toate sunt panorame pe tine. Dă-le, mă, și mă văd, mă, cu ea odată la săptămână, ba da. Păi și atunci ce mai trebuia ție, da, astea, da, alea. Mai sunt și momente cum o să zici, vin acasă, dorm pe tine, ce vrei să fac, o viață, nu sunt bărbat. Mamă, deci mă omor și ziceai că vrei să ne căsătorim, nu? Ne și căsătorim, mă, la nu ne căsătorim, nu ne mai căsătorim. Chestia asta face asta, parte uită, gata, nu? Vorbim acasă. Ce hai, să vorbim acasă? Nici nu, vreau să-mi explic, nu pleci că e. Hai, mă, lasă-mă, te bat. Hai, dă-te, lasă-mă, te rog. Hai, v-am cu pași, să fii sănătoși, vorbim acasă, da? O rezolvăm acasă. Hai, hey. Du-te, mă, știu de, băi, te rog frumos, fără camere, băi, te stai. Ești destul de bărbat încât să putem discuta. Bă, mă, vă că vă trăiască vă. Ești destul de bărbat încât să putem discuta civil. Hai, da. Pe tine te doare în cod. Vă gândi la acasă, faci de asta, pot să ai să stai. Încă pe tine te doare în cod de toată povestea asta. Băi, să trebuie să-i zici bărbat, mă, te minute cu astea că mă doare în cod, mă doare. Dar de ce faci ceea ce faci? Nu bărbați în viața mea, te minute panoramele astea. Unde pleci, mă? Te-ai minute fost să-ți trească iar după mine. Da. Hai, bă, vreau să-mi explici. Hai, fă-ne să ne fie doar. Nu te treacă să te ia. Dai, te rog eu frumos, iei pe ăștia. Și fă-ne să ne fie doar. Încerc să te miniștești. Hai, mă, lasă. De ce ești de rog așa agitat? Corect, de ce ești așa de agitat? De ce, tati, ești agitat? Vreau să știu și eu cum adică vorbim acasă. Bă, dar pe mine, te nu mai fii serică. Dar tu crezi că o să mai vorbiți? Bă, dar pe mine, te să mori, eu mai vine la bine. Vreau să-mi explic, nu mai face gălăgie, că nu e la tine păscar aici. Tu crezi că o să... Ce să vorbim acasă? Vreau să-mi explici și mie. Pa, pa. Urmă acasă, păsărit. Păsărit. O zi nefastă în viața Mădălinei. Trădată în propria ei casă, femeia nu a primit nicio explicație plauzibilă de la bărbatul alături de care și-a petrecut 4 ani din viață. Din cauza ipostazei în care a fost surprins, justificările lui nu ar mai fi avut oricum niciun rost. Noi sperăm însă că Mădălina va reuși să treacă peste acest moment nefericit și să-și continue viața. Punem punct aici în legătură cu acest caz, însă vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, aveți grijă cu cine și pe unde umblați, pentru că noi am revenit cu forțe proaspete printre voi. Bye bye! Sponsorizată de Guard One.